10 militari de la Brigada 15 mecanizată din Iași au pornit spre Piatra Neamț. Soldații vor alerga 140 de kilometri, traseu pe care îl vor parcurge în 16 ore. Din Piatra Neamț, ștafeta va fi preluată de alți militari, în așa fel încât ștafeta începută la Iași să ajungă la Alba Iulia exact pe 1 decembrie. În 21 de garnizoane din Armata României se vor organiza ștafete care vor ajunge la Alba Iulia. Brigada 15 mecanizată va pleca cu o ștafetă formată din 10 militari care se va deplasa pe itinerarul Iași-Piatra Neamț, urmând ca la ora 21, aproximativ 21, să ajungem la Piatra Neamț să predăm ștafeta. Cum v-ați pregătit pentru această plecare? Sufletește, am avut și o pregătire la Tarcău, aproximativ 2 săptămâni. Suntem pregătiți pentru această activitate. Vreau să fac acest lucru, să alerg de Ziua Unirii. În primul rând pentru a aduce un omagiu celor care și-au dat viața în 1918 și mai ales în primul război mondial. Fizic sunt pregătit, cred că, așa sunt militare în primul rând. Militarii trebuie să fie pregătiți fizic în primul rând. Soldații vor purta cu ei tricolorul României, pentru ca cei care îi văd să știe că reprezintă cu mândrie țara. La Piatra Neamț, militarii din Iași vor preda ștafeta colegilor de acolo, care vor alerga până la Miercurea Ciuc. Tot aproximativ 140 de kilometri vor parcurge și militarii din Neamț. Am trimis această ștafetă pentru că este normal să participăm, este normal să ajungem până la Alba Iulia. Acești militari sunt pregătiți. Lotul este format din 10, cei care i-ați văzut, dar mai avem la Piatra Neamț o altă unitate, mai am la Piatra Neamț o altă unitate, tot cu 10 militari care vor alerga până la Miercurea Ciuc. Militarii sunt foarte bine pregătiți, au făcut pregătire în teren muntos, au făcut pregătire în tabele de instrucție și sunt mândru de ei pentru tot ceea ce fac. Fac parte din echipa sportivă sau lotul sportiv al brigăzii. Sunt foarte bine pregătiți, știu ce au de făcut. De asemenea, știu să-și dozeze efortul și sunt convins că vor parcurge acest traseu cu succes. Startul a fost dat chiar de comandantul brigăzii 15 mecanizate Podul Înalt. Militarii vor duce la Alba Iulia steagul unității și simbolul brigăzii 15 mecanizate. Dragi camarazi, sunteți pregătiți pentru această misiune. Să mănânc de voi, vă doresc succes. Să credeți cu tine brigada 15 mecanizată și puneți simbolul brigăzii pentru a duce în capitala Marii Unii. Am înțeles, să vezi partea. Gata? Start!